Autoritățile locale de la Dâmbovicioara doresc să achiziționeze locuința lui Paul Everac din podul Dâmboviței pentru a o transforma într-un muzeu, însă în acest moment se caută soluții de finanțare, deoarece suma cerută de moștenitori este mai mare decât puterea financiară a localității. Potrivit dorinței scriitorului, copiii săi, moștenitori ai proprietății de pe meleagurile mușcelene, au făcut o ofertă primăriei Dâmbovicioara. Pentru mine, ca cetățean al comunei Dâmbovicioara, pot să vă spun că venirea dramaturgului Paul Everac în comuna Dâmbovicioara a însemnat aproape un balon de oxigen pentru a ne cunoaște și comunitatea noastră din comuna Dâmbovicioara, originea omului de munte. Deci acest personaj a depus suflet foarte, foarte mare pentru comuna Dâmbovicioara, iar nu puțin din timpul pe care l-a avut dânsul, care astăzi nu mai e printre noi, și l-a regăsit în comuna Dâmbovicioara. Ultima discuție purtată cu dânsul, chiar a și spus, după ce dânsul nu o să mai fie în ființă, tinde la cei doi copii pe care îi are, să le explice că bine ar fi pentru a discuta cu primăria Dâmbovicioara, prin sprijinul pe care l-am acordat și noi și atenția pe care am făcut-o spre dânsii pentru a menține acest patrimoniu, să fie achiziționat de primărie. Anul 2014, suma venită până la expertiza aferentă a fost de vreo 255.000 de euro, deci mă refer patrimoniul în totalitate, ce au de dânsul, inclusiv și terenul aferent. Noi, având o căciulă mare pentru capul nostru ca primărie, mă refer în privința bugetului local, n-am avut posibilitatea pentru a-i oferi această sumă, iar m-am căutat pentru a merge mai departe la Consiliul Județean de a discuta pe această temă. Nu s-a ajuns la un consens, iar viața și-a spus cuvântul, domnul Everac nu mai este printre noi, iar copiii, prin succesiunea făcută, și documentele pe care le-au la bază, mi-a venit cu o scrisoare de intenție prin cuvintele spuse de tatăl dânșilor, dacă suntem interesați pentru achiziționarea acestui patrimoniu. Eu am spus că în principiu da, dar să mai găsim o soluție pentru a ajunge la o sumă mult mai micuță, fiindcă la momentul acela era una, acum vă dați seama, n-a mai prea fost nimeni pe acolo, degradarea începe să spună cuvântul și mi-a venit cu o scrisoare de intenție cu suma de 175.000 de euro. Domnul Mânzână mi-a explicat că sumele nu prea sunt pe roze, dar la venirea bugetului la Consiliul Județean pentru 2017 o să purtăm o discuție civilizată și de bun simț la o masă rotundă să vedem ce soluții găsim. Putem să mergem și pe o altă variantă care eu am sugerat chiar și ieri, pentru un parteneriat public-privat. Paul Everac a fost un dramaturg extrem de prolific și un om de cultură cunoscut pentru scrierile sale. În 1997 a înființat Fundația Steaua Carpatină în casa sa de vacanță de la podul Dâmboviței, prin care a desfășurat mai multe manifestări culturale și artistice. Aici, pe Plaiuri Mușcelene, Paul Everac a realizat un adevărat muzeu de sculptură în aer liber. Nu lipsesc nici locuri special amenajate pentru taifas sau meditație, dar și pentru spectacole sau simpozioane. Aici a realizat și ultimul interviu înainte să treacă la cele veșnice interviu acordat postului nostru de televiziune în cadrul emisiunii Identități Culturale. Printre altele, Paul Everac a explicat de ce a ales podul Dâmboviței ca locație pentru reședința sa de vară. Între 45 și aproape de 60 de ani, te apucă o dambla să pui undeva un piciorul mai adânc și să ridici ceva care să-ți facă viața agreabilă, dacă se poate și altora. Și atunci am început să colindăm toate văile, începând cu Oltuș până spre Buzău, și ne-am găsit aici un loc care era foarte atracțios, fiindcă era o căldare, era mult mai simplificat decât este acum, și căldarea asta avea o liniște în ea și simțeam trecând prin ea niște mici bribe de eternitate, așa. Era o perioadă în care nu prea aveam gologan în buzunar și am rugat-o pe maică mea să nu moară și să-mi dea ce păstrase ea pentru mormântare și să mai stea un piculeț până când îi restitui, ceea ce a făcut sărăcuța, mai stat mult, așa. Și ea cât m-am pomenit aici, unde a trebuit să rășluim foarte mult, și încetul cu încetul am înfilipat această
unitate care acum, văzută mai îndeaproape și gândită mai îndeaproape, pare foarte organică. Paul Evera a cancetat din viață în anul 2011 la vârsta de 87 de ani.